acum cred că e o mare, mare nevoie. Spune eu să facem un pas înapoi ca să ne redobim din imaginea de ansamblu asupra vieții noastre, cu bune și cu rele, și mai ales reconectăm sacul. Așa cum ne-am pun convinsă că a fundamentală cauza cauzelor ce privește fenomenul în care ne confruntăm acum nu este de natură care că are cauza timpului, răspunsul unei greșit, sabatică, la agresiv, fra ceea ce ne înconjoară, resurselor din care vin înmolire responsabil de prea mult. Altă cauză este o viziune greșită, o viziune materialistă, în vârstă, ca totul care ne înconjoară și asupra noastră, deci în parte din tot. Și-a doar, adică numai trei, vorba doar despre el, care a venit la acest și să ne viteze viața. Vorba despre telecomul, despre ce pe puțin câteva secole, când de câteva secole, telecomul a viziune greșită noastră, prin desfizune, dar nu numai se exploată, toți abuzăm de pământ. Pe toate continente, cred, nu știu să există un continent, cum să spun, poveste nevătată pe cel pământ, doar așa, dar oamenii își respectă ceține și puternice să facă intenții bătătunism, specific, sunt și aceia care au în considerare aplicirea lucrurilor lor și nu mai cumpărut, am cumpărut, dar în general, toți ne-am cam făcut de semn. Buzunice, am amut la gazele, am. Uite, lucrurile astea îl strimă în aceste forme. Să mai iubesc câte un șut din pământ, spre trezire, trezire. Sunt că sunt foarte multe lucruri bune, chiar dacă poate prin dinți când spune lucrurile. Sunt să avem conexiuneată. Multe atate, unele mi-au venit în tâlninte în emisiunea astăzi. Am vorbit spune, spre cum să sunt conștientizată din care are de împărântare, de liniștirea sufletului, care la bucurie, care la cosmos, pe folclorul comunist, tradițiile românești, cunoașterea. Pentru mine toate acestea sunt artificial separate, unde eu privind un tot unitar. Și un lucru care mi-a venit în minte a fost splendoarea ei românești. O piesă de splendoare deosebită de feminitate, cum spunea o expert în domeniu, o piesă care nu trece de sprată, un rafinament, plină de inteligență, în modul care sunt asamblat. Dar ce vreau să spun e că, ce zic că nu, atunci că numele acelea, poate și ca și mine, când erai foarte mică, timp de școală, să le poși, atingând că se mai învăța la școală să fie ceva cu mâinile proprii, asemenea acelea nu aș fi gândit niciodată, pentru că ai limbaj, numai mai știu înseamnă, care comunică și astăzi cu subconștiul nostru, poate chiar cu subconștiul colectiv. Deci, expertă, menționat-o, spunea că aceste semne, semne cu sute, au un rânsuri, că sunt cândva muzele acestea, că din tot val și val de tot în țara asta și de istorie și de... Au fost atâtea generații care au trăit, au murit, s-a pierdut de mult, dar nu sunt muzele. Ei, astăzi, cred că mai este un obicei, că sunt la o parte din care am putere de de priment a pasiunii de a coase, dar încă și astăzi trebuie un pas de copilie, fiecare ei, fiecare aia este dată moștenire nepoatei, așa mai departe, un fir roșu leagă generațiile mine, va, serios, e tot mai mult decât o haină, toți de sub puțin bani, cumperne, nu au nicio bandă, mai de sub ei. Le înveșmântează, le înveșmântează basmașa, cu care femeii fie adevărată juestă în piesele de domnul tradițional. Spune înveșmântează. De ce? Unul pentru că acest efectat de piesele îmbrăcăminte ia din discurul nostru texte, cântare, însele, și dacă nu le înțelegem, îți spuneam, corp nostru, non, animată, corpul nostru energetic, corpul nostru de conștiență, aceste semne le descifrează, le vibră, și el ne spune orice ceva și ne dau o stare de bine sau ne dau o stare de apartenență. Acest mit, da, această istorie, această cultură, profund, spesimată. De exemplu, că partea de artă din zona aceasta, de comunități, de sat, de tipul de în care tu ar trebui să ai poate să fie ascult, nu se fie cea asimilare sau un semn care a fi ceva de genul acesta, comunități care îngina mânece îngina mânece să spună o poveste care este o poveste individuală. Colegiunea alegea astfel se dăi a fi potrivite ceea ce a fost viața în urmă atunci. Ce vrea să întrebeți? Fascinant. Nu știu aceasta greu de găsit, sau poate așa de să într-o noapte. În fine, este o întreagă poveste de inteligență aproape ingineroasă sau
tocmai un inginer a făcut acestor femei care au găsit cele mai simple mijloace a avea canal la sânge și a pușcat toate problemele în mod magistral, cât fie este și divertite, este și divertite, este tot ce trebuie, crezi că ești la joc, prinzi pe neamul tău, ce a bunicii și mamei tale, poate a strămunicii, bunicii și mamei, și să dai mai departe, dacă nu rog să posezi o fel de bisetete, să ai mai departe religiozitate, care urmează și celor care mai știu să mai menționez ca aceeași doamnă întrebăsită de mine, că în cursul verilor pe care le-ai efectuat, ai scoperit durata că unul din motivele pentru care cele mai roase din vechi carate sunt pe piață, că există femei în vârstă care nu concep să fie într-o parte pentru că timpia lor de sfidă. Sunt convinsă că doar așa fie recunoscută pe lumea cea caută timpia lor de membrii familiei de lume de dați care vin cu bucurie să le întâmplă. Deci, asta vreau să spun despre ele, dar ele le-a scris. Și, mersi la școală, am fost învățat și un lucru ciudat. Intrigat, deși nu aș fi avut contracuvente, dar m-a intrigat afirmația că oșii noștri, de pe aceste meleaguri, nu au avut de scriere. Nu mă să gândim și a trebuit să mă întreb oare de ce nu au avut de scriere. Parcă am de cultura noastră, că nu am zis de scriere. S-a născut în Europa. Și Marco Merlin analizează zona aceasta mai largă, atunci, până pe moșilor noștri, era mai largă în sensul că nu se limita teritoriul graniță în care dați astăzi statul român. Și s-au descoperit, de exemplu, tehnicele de la Italia, nu numai s-au descoperit, sunt în Italia și în Serbia, și într-un fel de textură mult mai întins, se obiecte care sunt scriere că sunt datată. Ne dă serioase, punem și noi întrebarea. Nu cumva visul s-a născut în acest spațiu, dar nu de fapt, la viața aceeași. Pentru că suntem arogați în față, pentru că ne subestimăm într-un mod indus, de foarte multă vreme, sistematic, în noastră cultură. Stării doar de bucăție se cercerează și puțin se publică către puterii români, o temă. Și există, am văzut, Budis, care de asemenea a făcut afirmații pe de plin noastră. Noi am fost învățați la școală să o considerăm o mlădiță cedentă a limbii romane, cedentă a romane. Așa s-ar vrea să nu fie așa. Dă un search pe Google, Maria Jean Budis, pe plin. Numai că înainte chiar culturi considerate primordiale, ca cea sumeriană, mesmiană, a fost cu cea de aici, cu prostră veche, ciudat cum poate fi limitată culturii. Necesitatea, acum spuneam, vorbește cu noi, ne spune ceva. Dar motivele acelea, le recunoaște imediat. Dacă ne ducem oriunde prin România, vedem pe o parte de lemn folosită, infustată, sau pe o parte lungă pe care cineva a mai avut timp într-o iarnă să o stă frumos. Cu ștergană sau pe o bluză, așa, să vedem semnele acelea. Că există semne care sunt femenitatea. Astăzi, simte instinct peste atenția mea este semne, chiar dacă nu conștientizează asta. Mai semne, prietenții semne, fertilității semne, abundenței. Și cred că ne-am aplicat vreodată în primii ani de școală și asupra acestor lucruri. Deci, că nu numai hrana pentru mintea rațională este importantă, este importantă hrana pentru suflet, pentru stil, importantă conectat cu sacrul. Pentru că această limbă, teritoriul din zona României și din jurul ei, sacre. Nu era o limbă funcțională începută, nu știu, pentru scopuri. Deci, ele erau limbă sacră. Și cred că ceva din ea s-a păstrat mai sacralitat cu zeci. E un element aici. Semnele sunt foarte importante. Întrebarea, ce sport, ce subsiste, ce material se face la aceste turi? Aceste rusături, îți repet, nu că faci un anumit pe dacă conștientă, fiindcă la fiecare împunsătură de arc, ne depune acolo un gând o are bună, o tune de protecție, tipa lui, poate de extremă. Restul e mult mai mult decât niște sofra și niște ață, niște modele. E mult mai mult aici. Mult mai mult, serenicile
nu dau component din citabil ăla care se merg bună fiecare dată. Deci știau că nu e vorba doar de materie. Investiția lor, activitatea lor, tot o formă de energie, mergeau la nivel de conștiință. Sau acolo un gând. Își iubeau viitorii locuri sau păsa cât așa în firul acela al căsătorii de iubire. Toate astea sunt binecuvântate. Asta mă crezi, orică nu mă crezi, un efect uriaș, care care poartă respectiva cămașă. Te înveșment într-o picță, înveșment în stabile, și n-ai prea citit ultima vreme ce se vorbește în Indele de Vârf, că tu încă mai consideri toate astea niște glumiți. Deci, vârful de lanț în oriște niște înțelege. E cum mai ușit, pentru că nu descoperă, știi, nimic nou. Redescoperă, reconfirmă, pe noi, de fapt, am știut, totdeauna, cum zic eu, mereu, făcut efort. Da? Stofele acea care pută, binecuvântări, care poartă, limbaj misterios. Păi, bine, am amintă, versurul țării încă mai erau pe care de dispariție însă de fapt, dar în casă, țesea războiul de țesut Vorangit, mai amintesc încă duze bunița bunicilor, pe plic de mătase, care își făcea așa un coco de mătase, ca o frunzele buzilor. O întreagă poveste și nu era simplu, ceea ce ieșea din mâinile acelor femei ca o magie curată. Cum am înțeles că mai există o familie în România, Vorangit. Vreau să-ți vorbesc despre altceva, vreau să-ți vorbesc despre o plantă unică, din cât am putut eu să văd în primele documentare, era greu de prelucrat. Era o plantă lemnoasă, era o plantă care nu se îndepărta practică, să devină șmân, să devină o pânză de cât. Era lăsămuiat, lăsată în apă, să tot. Era bătută cu maiul, după ce era cumva casa fibra aceea extraordinară, îmbunată, fir, din care se tot la război, pânză, de crepă, cinoresc. N-am să intru în detalii, dar e vorba despre teoria, e vorba despre spiritul acestei plante. Este o plantă medicinală, este o plantă iată textilă, este o plantă cu multiple conotații. Se pare că este un halucinogen, dar nu mă bine, înțeles că nu tot sunt, este tot de speciile. În orice caz, s-a preînveșmântat strămoșii noștri, sigur, era halucinogen, era o haină, era un fuzor extraordinar de și de un material, de o sătură extraordinară. Iarăși, victimizma științei de astăzi, da? ne proteja și magnetic, ne proteja în o mie de feluri, de răcoare, când aveam nevoie de răcoare și când aveam nevoie de căldură. Și acum casele în bloc și am să respire, trebuie să le pe iarna și să răcoare vara. În toate aceste elemente pe care foarte fugitiv le menționez astăzi, ceva impresionant, se chema înțelepciune. Mie mi se pare că toate aceste lucruri, și l-am terminat în asta, sunt expresii ale unei înalte inteligențe, care nu avea nevoie de spirit, nu avea nevoie de practică. Era inteligența acea omului care deschide totul sufletul, natura, simte, pe, poartă printr-o toți bolii, în perii sau metafora, imaginea pe care am folosit-o în emisiunea de oamenii aceștia, mai depărtat, fapt hipnotizat într-o hartă, care nu mai reprezenta dar într-un doctor realității, care da, mod corect realitatea. Ei se uitau direct la realitate, deci ei erau imersați până aici, în realitate, iau acea realitate, o respirau, o dormeau, se hrăneau cu ea, se îmbrăcau cu ea. Ei erau partners și erau bătrâni de asta. Viața lor avea ritm, avea rost, un cuvânt aproape că nu mai există în vocabularul nostru decât ca să spunem ce lucru frasc, dar lipsind rostul lucrurilor este o expresie foarte rar auzită sau citită, măcar de mine. Îți spuneam sursele de rizăteas și unde sufletul este puternic, acolo și trupul este puternic, care erau, sunt doar și acum pe tot în nostru. E doar să deschidem pieptele, doar să reînvățăm legătura noastră pieptele. Să repede, se pune problema hranei. Ce mâncau, ce mâncau acești trebuni ai noștri? Vreau să-ți mai spun ceva despre scriere înainte. Când mi-au murit părinții, m-am put ordine în niște obiect, în casa bunicii mei, am murit în casa bunicii mei. Și m-am întrebat de un obiect care nu l-am înțeles. Asta, exact cum se numește, dar așa ca ștampe mare, în alt punct, se ține pe această față, tot plus de radul lemn, asta pe
zona asta, unde și noi scriem ceva, scriem numele firmei, da? Păi, ce am văzut, mă gândesc, niște semne, niște semne care mi-au scris, dar m-am uitat mult și am văzut că era o ritmicitate, am văzut că era o ordine acolo. Mult atât n-am putut să te trăd. Pentru că nu eram alba, obiectul acela a fost direct cu inima mea. L-am curățat și l-am păstrat dintre cele mai sacre obiecte, elemente despre moșturi. Ce-a fost mai târziu, că era cu care bunica, după ce frământa. Da. Ca și am luat de gen, era în țesul de lut, zi de zi. N-am râs rațional ce era acolo, nici măcar nu știam la ce pierdu. Semnele erau oricum de putință. Inima mea a simțit că e ceva important. Dar n-am cum să mai spunem noi. Și aici, evident, legătură cu crana lor. Crana lor venea din pământul lor. Crana lor venea din pământul lor trecat, infestat cu cale. Lor venea din pânul lor. Până o apă curată, pe chimica alenia. Și când erau binecuvântare, ploșa nu aducea nimic. General nu cădea nimic din aer, grupul lor, animalele lor, animalele lor hrănite cu oasele și grăbuțele propucate de câmp, cum se spunea, curte. Structurile astea au mințe, au structuri coerenturi, pe cuvânt de vedere, ca altura, pe care nu lipsa nimic. Noi vezi animalele, dar național cumva, la nivel de cultură, blocază, în sensul acestei nații. Ai spune iubă, mioară, mioriță, în elevat, ai dat un nume de fapt, mioara, ți-ai spus numele de deziardare, un animal foarte drag și foarte important din viețile noastre, care ne dă, nu știu, numai un nume de, și nu întâmplător, această mioriță, deci mitul cel mai frumos, mit, e mult frumos, folclorul românesc din poezia tradițională, tratate prin se seme, palele, și când erau sacrificate, erau supuse fer de teroare, de groază, erau transportate, nu știu, kilometri, înghesuite unele între altele. Deci, vezi, ana aceștia nu erau hormoni, ai fi hormoni de creștere, antibiotice și mai știu eu ce, rana aceea sigur că îi hrănea bine și putea să înflorească de consum. Animalele erau tratate cu respect. Plantele, am trecut care aceea anumită, este o altă carte mult mai recentă, acea secretă a copacilor. Aceste cărți sunt aparat citite, pentru că în mod normal, cazul meu, nu se dă. Pur și simplu trece prin minte complexitatea din zina acelor dintre și bucă, celor dintre plante și ochi, nu sunt nici înțelept, nici să aibă grijă de noi. Deci de la un lucru, ele sintetizează din mic, ele sintetizează clorofil. Deci tu, cel puțin în confort cu acestei cărți, da? Păi am văzut să fim omnivori, dar cu măsură, cent, respect, cu alternarea timpilor care mâncăm carne, cu timpii care nu mâncă carne, care ne vindecă acei timp, dar spuneți, nu știu, la toate produsele animale. E bine, vreau să-ți spun, până dată problema, aceste plante, propunța în ele, e pentru etapă fizicii, a descoperirilor din fizică, cred că mi s-au deschis o bine, suntem tot sens, bine, devine coerent. Atunci, pe care pe ne vin, zic eu, din plante. Deci, să spun, scurt este următorul lucru. Mai care cum de dulce. Okay? Deci, am sintezat în plante. Este hrana văcuței, a oiliței, unui animal. Fotonii trec acolo. Iar noi îi mâncăm, adică mâncăm hrana acestor animal. Din definițiile mele personale, le-am dat, care am dat-o povii, din postul în care mi se mă este următoarea. Este o scurt circuitare acest lanț fotonilor. În loc să mâncăm fotonii la mâna a doua, îi vom direct din pantă. Da? Ducem mai aproape de soare. Îi ducem mai aproape de această milioasă, tainică. Da, tu de oameni care sunt lumină. Spuneam că sunt ca niște înțelepți. Sunt sestra. Probabil că le-au existat înainte, ca noi să existăm. Și aproape și proprietăți temătoare. Dacă afli într-o societate care nu și-a ținut liniile, continuitate, toate liniile de cunoaștere, de fapt, dacă e o societate cum e privilegiată societate românească, e frumos plante, încă mai există. Încă mai avem magazine de fășeli, nimic la fa, încă mai avem
ce măsură folosim această bogăție și nu ne ducem de-a drept la chimia de sinteză, asta este o urmare pe care trebuie să-și o